Sunt bucurii legitime pe care le avem, fără niciun fel de discuție. Dar sunt momente în care bucuriile noastre legitime trebuie puse deoparte. Și un astfel de moment este când adunarea se strânge la sărbătoare. Domnule, duminică trebuie să mă duc să-mi vând mașina. Lasă, domnule, că ai timp să-ți vinzi altă dată mașina. Nu duminică dimineață te duci să-ți vinzi mașina. Numai duminică dimineață găsesc penii deschis. Serios? Numai duminică dimineață... O trebuie să mă duc la cumpărături. Serios? Deci n-ai avut toată săptămâna niciodată timp. El duminică dimineață, când e slujbă în casa Domnului, el trebuie să ducă să facă cumpărături. Și sunt multe și multe alte exemple. Vreau să vă spărați, nu știu dacă vă încadrați careva, dar nu este natural și normal lucrul acesta. Este o hotărâre a noastră sub călăuzirea Duhului Sfânt să ne întâlnim în felul acesta. În cazul acesta a fost o poruncă de la Dumnezeu. Toți oamenii trebuiau să se strângă acolo. Sunt lucruri, repet, legitime. Dar ce e păcat să mă duc acolo? Nu e păcat, domnule, e păcat să te duci acum. E păcat să ne ignori pe noi toți. E păcat să spui că tu poți să te duci, noi nu ne putem duce. Asta e problema. E un păcat de dispreț, e un păcat de ignorare a metodelor Harului lui Dumnezeu, dacă am înțelege în ochii lui Dumnezeu cât de importantă este această metodă a Harului, adică simpla prezența noastră în comunitatea Sfinților. Acum înțelege cât de important este în ochii lui Dumnezeu și ar deveni și pentru noi important, n-am ratat nicio astfel de întâlnire. N-am ratat nicio astfel de întâlnire. Și sunt exemple în viețile noastre și eu am exemple în viața mea de oameni care au tratat cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, adunarea cu maximă seriozitate. Cei care veniți din vremea răposatului știți foarte bine cum se lucra pe schimbul și tata în povestea. Domnule, venea dimineața, apuca să doarmă un ceas și trebuia să se ducă la adunare. Și se ducea. Nu se discuta. Nu se discuta să nu te duci. Imediat te căutau, frate. Unde ai fost? Păi am lucrat de noapte. Și ce? Noi nu lucrăm de noapte. Care e problema? Nu se punea la discuție. Nu se punea la discuție lucrul acesta, da?